Bine ați revenit la întrebările care ne fac să gândim logic, științific, deci corect. Ultima întrebare a fost legată de forța arhimedică. Să o revedem. În desen vedeți o balanță care are pe talerul din dreapta un vas cu apă în care se găsește un balon umflat cu aer, scufundat complet în apă și legat cu ață de fundul vasului. Pe talerul din stânga se găsește o masă care echilibrează perfect balanța. Deci avem echilibru. Știm cu toții că forța arhimedică care acționează asupra balonului este mai mare decât greutatea lui, așa că balonul are tendința de a ieși din apă și trage de ața cu care este legat de vas. Ața, la rândul ei, trage de vas în sus. Să presupunem că la un moment dat ața se rupe și balonul iese la suprafața apei, dar rămâne în vas, plutind pe apă. Greutatea totală de pe talerul din dreapta nu s-a schimbat. Au rămas aceleași corpuri acolo, vasul, apa, balonul și ața. Deci, repet, greutatea totală a rămas aceeași pe talerul din dreapta. Dar forța care trăgea de vas în sus a dispărut, pentru că ața s-a rupt. Și întrebarea este, în această stare în care balonul plutește pe apa din vas și nu mai este legat cu ață de fundul vasului, mai este balanța în echilibru? Răspunsurile pe care le-am primit, voi spune la sfârșit de la cine, sunt toate corecte. Și pleacă de la două lucruri pe care le știu toți cei care au cunoștințe de bază din domeniul fizicii. Primul este acela că forțele interne ale unui sistem nu pot modifica impulsul sistemului respectiv. Și al doilea este faptul că un sistem închis nu își poate modifica masa, deci nici greutatea. Asta înseamnă că dacă avem o cutie pe un taler al balanței și balanța este în echilibru, și dacă din cutie nu iese nimic și dacă nici nu intră nimic în cutie, atunci balanța va rămâne în echilibru indiferent ce se întâmplă în cutie. Echilibrul nu se strică nici dacă arde ceva în cutie, nici dacă au loc explozii nucleare. Și asta ne dă deja răspunsul la întrebarea noastră, pentru că ceea ce se găsește pe talerul din dreapta poate fi pus într-o cutie din care nu iese nimic și în care nu intră nimic Atunci când ața se rupe și balonul iese la suprafața apei. Deci greutatea trebuie să rămână aceeași și acesta este răspunsul corect. Dar ca să înțelegem în profunzime lumea din jur, trebuie să știm și de ce se întâmplă ceva. Trebuie să încercăm să înțelegem și cum se întâmplă lucrurile și de aceea trebuie să încercăm să înțelegem și în acest caz care este mecanismul care asigură menținerea forței cu care vasul apasă pe talerul balanței. Pentru că gândiți-vă în felul următor. Deși forța care trage de vas în sus dispare prin ruperea aței, vasul apasă talerul balanței în continuare cu aceeași forță ca înainte. Altfel balanța n-ar mai fi în echilibru. Și acest lucru trebuie explicat. Trebuie să înțelegem de ce nu se schimbă forța cu care vasul apasă talerul balanței. Vă propun deci să încercăm să explicăm acest lucru și pentru asta voi apela întâi la câteva experimente simple. După cum vedeți, cântarul arată o masă de 354 de grame. Dacă apăs mingea de ping-pong obligând-o să intre în apă, cântarul arată o masă mai mare, deci apăsarea pe care o exercită vasul asupra cântarului crește, ca și când ar crește greutatea corpurilor de pe cântar. Dar nu crește nici greutatea apei, nici a mingii, ceea ce înseamnă că apare o forță care apasă vasul și apoi cântarul în jos. Cum apare această forță? Observați nivelul apei din vas. Când mingea de ping-pong intră în apă, nivelul apei crește. E normal să fie așa, mingea dezlocuiește apă, își face loc în apă dându-o la o parte. Dar dacă nivelul apei crește, crește presiunea pe care o exercită apa asupra fundului vasului, ceea ce duce la creșterea forței cu care apasă apa fundul vasului. Apa devine mai adâncă. Dacă introduc mingea de ping-pong complet în apă,
Atunci apa din vas apasă asupra cântarului cu o forță egală cu greutatea pe care ar avea-o dacă volumul ei ar fi egal cu volumul inițial al apei plus volumul mingii, de parcă ar fi mai multă apă. Ca și când am fi turnat peste apa care era inițial, un volum de apă egal cu volumul mingii de ping-pong. Dar greutatea apei care ar încăpea în mingea de ping-pong are valoarea forței arhimedice, ceea ce înseamnă că atunci când mingea este scufundată complet, apa împinge vasul în jos cu o forță totală egală cu greutatea ei, plus valoarea forței arhimedice care acționează asupra mingii. Și acum vă voi dovedi că ceea ce am spus mai înainte este adevărat. Avem un tub de plastic care atunci când e plin cu apă, cântărește, după cum vedeți, 328 de grame. Și acum voi lăsa în tub mult mai puțină apă. De fapt, voi lăsa exact atâta apă încât atunci când voi introduce 6 mingi de ping-pong în tub, apa va ajunge din nou până sus. Să introducem mingile de ping-pong. 1, 2, 3, 4 și acum trebuie să încep să le împing ca să dezlocuiesc apă. Și dacă împing ușor mingea de sus, în așa fel încât mingea de jos să nu ajungă la fundul vasului, în momentul în care nivelul apei ajunge să fie exact atât cât a fost când am făcut prima cântărire, observ că am din nou 328 de grame. Cântarul arată exact atât cât a arătat când tubul era plin cu apă. Acum putem înțelege de ce balanța rămâne în echilibru chiar dacă se rupe ața care ține balonul scufundat. Observați cele două desene ca să puteți vedea diferența dintre cele două situații. Situația în care balonul este scufundat și situația în care ața s-a rupt și balonul plutește. Când balonul este scufundat, nivelul apei este mai ridicat, ceea ce face ca presiunea apei la fundul vasului să fie mai mare. Și acest lucru face ca apăsarea pe care o exercită apa asupra fundului vasului să fie mai mare decât greutatea apei. Cu cât, așa cum ați văzut în experimente, exact cu forța arhimedică care împinge balonul în sus. Deci aici avem două forțe interne egale în modul și de sens contrar interesante. Sunt forțele care acționează asupra fundului vasului. Când balonul este scufundat și ținut de ață asupra vasului, acționează deci odată forța de tensiune din fir, care trage de vas în sus cu o forță egală în modul cu forța arhimedică, dar în același timp acționează în jos asupra fundului vasului forța suplimentară care apare din cauza creșterii nivelului apei și care și ea este egală în modul cu forța arhimedică. Am primit răspunsuri toate corecte, așa cum v-am spus, de la Dumitru Antonie, Doina Mustățea, Daniela Carmen Băluță și Dan Luca Dijmărescu. Îi felicit și acum să trecem la întrebarea de azi, care nu este o întrebare legată de fizica practică, ci o întrebare de logică. Sunt sigur că ați auzit multe întrebări în legătură cu două persoane, dintre care una spune întotdeauna adevărul și cealaltă minte întotdeauna. Există și variante un pic mai dificile în care se mai adaugă o persoană care uneori spune adevărul, alteori minte. Azi vreau să vă propun o întrebare în legătură cu trei astfel de persoane. Pe o stradă foarte scurtă, dintr-un sat, sunt doar trei case, care au numerele, cred că ați ghicit, 1, 2 și 3. Într-una dintre ele locuiește Andrei, care spune întotdeauna adevărul, în una Mircea, care spune întotdeauna minciuni, și într-una Cristi, care uneori spune adevărul, alteori minte când, cum, de unde vine și numele de Cristi. Un om din alt sat, care nu-i cunoaște pe cei trei și nici nu știe, deci, unde locuiește fiecare,
pretinde că dacă le pune celor trei o întrebare, aceeași pentru toți, poate să afle în care casă locuiește fiecare. Dar prietenul lui nu îl crede, așa că cei doi fac un pariu. Și cel care susține că poate afla cine locuiește în fiecare casă, se duce în satul celor trei și sună la casa cu numărul 1. Când iese cel care locuiește acolo, îi pune întrebarea: cine locuiește pe această stradă la numărul 2? Și primește răspunsul: Andrei. Apoi sună la casa cu numărul 2 și pune întrebarea formulată la fel, pentru că așa este înțelegerea: cine locuiește pe această stradă la numărul 2? Și primește răspunsul: eu, Cristi. Apoi sună la casa cu numărul 3 și pune aceeași întrebare: cine locuiește pe această stradă la numărul 2? Și primește de data asta răspunsul: Mircea. Puteți să spuneți cine locuiește în fiecare casă pe baza răspunsurilor pe care tocmai le-ați auzit? Și am și o întrebare suplimentară. Oare este identificarea domiciliului celor trei și o chestiune de noroc? Cu alte cuvinte, contează care casă apare în întrebare? Sau altfel spus, putem afla unde locuiește fiecare, indiferent care dintre cei trei locuiește în casa care apare în întrebare? Vă urez, ca de obicei, succes pe vinerea viitoare. La revedere!